Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Îmbolnăvirea începe din suflet, însănătoșirea începe tot din suflet. Vulnerabil atacurilor din interiorul și din exteriorul nostru, sufletul influențează direct și indirect părțile efemere din noi. Atacurile interioare sunt reprezentate de așa numitele păcate, care facilitează înlocuirea celulelor benefice cu celulele malefice, care atunci când ajung la o masă critică, determină schimbări majore în organismul nostru. Vom discuta despre toate acestea astăzi seara alături de Cristian Pompei și Doru Cica, terapeut. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara! Bună seara! Bine v-am regăsit! Astăzi seara ne-am propus un fel de reluare, un fel de continuare a emisiunii de data trecută, o emisiune care s-a bazat foarte mult pe tehnici de vindecare, de control a organismului, până la urmă de terapie asupra propriului organism și de protecție energetică, până la urmă de așa numită chirurgie energetică, dar am vorbit și despre tehnici de respirație, am vorbit și despre metode prin care putem să avem un soi de autotratament asupra organismului nostru, cauze ale bolilor, mai exact cauze spirituale ale bolilor și metode de tratament. Dar pentru că timpul nu ne-a permis, sigur că da, astăzi seară ne-am propus să continuăm. Am vorbit într-o mare parte despre afecțiunile corpului uman, cauze, efecte și metode de tratament. Astăzi seară vom continua exact de acolo de unde am rămas. Cu ce propuneți să începem, domnule Cică? Cristi, cu ce încep? Cu începutul. Să începem atunci, da, cum spunem de fiecare dată. Exact, cu zonele care au rămas nediscutate de pe corpul nostru, să vedem care ar fi cauzele îmbolnăvirilor în zonele respective și ce metode de tratament avem. Înainte ajunsesem la sistemul digestiv, despre care am vorbit, domnule Cica, foarte frumos ne-ați explicat și cu metode de tratament și tehnici de respirație, rămăsesem la rinichi, dar înainte Cristi ai spus că ai mai vrea să continui, să completezi cu anumite afecțiuni din zona umerilor și a gâtului. Da, pentru telespectatorii noștri ar trebui să începem un pic, în primul și în primul rând o mică repetare, dacă mă pot exprima așa, începutul emisiunii trecute, totul vine de la partea emoțională, foarte clar. Și noi primim semne sub o formă sau alta. Începem cu capul. Dacă începem cu capul, ce se întâmplă? Orice afecțiune, și aici să nu se înțeleagă telespectatorul că dacă avem o simplă durere de cap sau asta, să se întâmplă marele... Nu! Capul este orice problemă pe cap ne arată dificultatea de a ne exprima. Începem, practic, primul element al nostru și primele semne pe care le putem primi de la cap. Bine, sunt foarte multe persoane, domnul Cica a dat trecută cu picioarele. Deci nu trebuie să ne așteptăm acum cei care ne privesc dacă au o durere de cap, gata, au o problemă nerezolvabilă. Trebuie să luăm un pic. De ce? Pentru că capul este modul nostru de a ne exprima. Ajungem mai jos, gâtul, comunicarea, modul nostru de comunicare. Între cele două este foarte important și am spus și data trecută cum ne exprimăm. Și modalitatea noastră de a ne exprima și dificultățile pe care le avem, discutam înainte de emisiune, cu dinții, gura, modalitatea de a scoate o emoție, de a încerca de a scăpa de o emoție, încercăm să o rezolvăm prin gură, prin felul când, prin cuvinte, prin felul de a ne manifesta. Ajungând la partea cu umerii. Umerii sunt partea corpului care ne arată nouă sacii pe care îi ducem, saci cu ghilimele de rigoare. Sacii pe care îi avem de dus și pe care noi îi luăm de la unii. De exemplu, dacă mergem ne băgăm în viața unei persoane și încercăm să preluăm din problemele persoanei respective fără ca acea persoană să ne roage și automat noi vom avea o posibilă problemă, și aici subliniez exact, pe umări, cu partea masculină, partea feminină. Are și logică de altfel. Deci noi trebuie să, în primul rând, să înțelegem că trebuie să ne ducem sacii noștri. Sacii, cum vor telespectatorii să spună, că e karmă, că e destin, că sunt niște saci pe care noi pur și simplu trebuie să-i ducem. Asta este. Modul nostru de a ne manifesta față de cei din jur sunt mâinile. De a primi și de a oferi. Știm foarte bine că prin mâini, în afară de faptul că ne ajută să lucrăm, să ne câștigăm existența, cu mâinile îmbrățișăm, cu mâinile mângâiem.
Și aici este foarte, foarte important persoana care ar putea să aibă niște probleme pe mâini, sub o formă sau alta, și dacă e cazul să spunem ce anume, modalitatea de a primi și a se exprima prin mâini. Pentru că, de exemplu, sunt foarte multe persoane care lăsăm la o parte niște afecțiuni care nu e cazul să le numim acum, să nasc cu o mână sau au accidente pe mâini, diverse amputări. Trebuie să vedem, pentru că este modalitatea persoanei respective de a ne primi. Pentru că și prin mâini putem primi sau oferi afecțiune, iubire, nu mai spun, mângâiere. Cu mâinile, dacă nu le avem, nu avem cum să mângâiem. Este foarte clar. Și iarăși revenim la problema emoțională. Noi ne putem, vorbeam și data trecută, spuneam că noi putem comunica verbal, cum comunicăm de fapt acum, și non-verbal. Noi nu s-o putem vis-a-vis de telespectatori decât poate în a doua parte a emisiunii să dăm acele tehnici. Acele tehnici sunt un fel de comunicare non-verbală pentru telespectatori. O mângâiere. Dau o chestie foarte simplă. În momentul în care vrei să faci, să elimini ceva, te scuturi. Ce face un animal când vrea să scape de ceva? Să scutură. Este o tehnică extrem de simplă de a scăpa de aceste mici probleme ale corpului nostru. Pur și simplu ne scuturăm. Câte persoane la un moment dat se scutură? Și după 5 minute ne simțim minunat. Ne scuturăm de practic de aceste bombardamente. Probleme, da, bombardamente energetice, cum vrem să le numim, atacuri și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem foarte clar, pentru că corpul ăsta nu ne-a dat degeaba. Nu ne-a dat degeaba două mâini, nu ne-a dat degeaba două persoane. Nu ne-a dat degeaba un cap, o umeri și nu ne-a dat degeaba. Orice afecțiune, asta vreau să spun telespectatorul, orice afecțiune survenită pe una din părțile corpului, pentru că o persoană poate să aibă o problemă pe cap, una problemă pe picioare, nu trebuie să neapărat acea persoană care are problemă pe stabilitate, de ce vorbeam noi data trecută, pe picioare, să aibă pe cap. Nu. Îi arată exact zona unde este vulnerabilă în timp. Pentru că aceste semne pe care ni le-a dat Dumnezeu, nu ni le dă degeaba. Foarte clar. Ni le dă ca o atenționare la niște posibile, eu nu merg, știi că nu mai auzi niciodată vorbind de boli, o posibilă afecțiune în timp. Și cea mai cruntă afecțiune, din punctul meu de vedere, este lipsa de afecțiune. Sună ciudat. Cea mai urâtă afecțiune este lipsa. Care poate determina boli, sigur. Categoric. În timp determina boli. Fiind foarte fan relații, să vedem cu umărul. Hai să luăm brațul întreg. Da. Umăr, braț, antebraț, degete. Din punct de vedere al relațiilor, mâinile noastre reprezintă acțiunea într-o relație pe care o avem. Și atunci când ni se blochează umărul, revenim la lateralitate, foarte important, partea dreaptă și partea stângă, se întâmplă următorul lucru. În subconștient există dorința, deci dorința sufletului, atenție, de a acționa într-o relație pe care o avem. Sufletul nostru ne semnalizează această dorință de a acționa în relație printr-o durere sau un blocaj de umăr. Dacă poarta aceasta a subconștientului este depășită, trecută și ne prindem, ne pică fisa, problema se mută la cot. Durerea se mută la cot, care reprezintă poarta acceptării. Deci, am conștientizat ce dorește sufletelul meu să fac, să acționez din punct de vedere rațional, dar nu pot să accept, rațional nu pot să accept schimbarea. Dacă, într-un final, mă satur de durerea de cot sau de blocajul articulației și accept ce sufletul îmi transmite, problema se mută la încheietura mâinii. Da? Deci, a ieșit din subconștient problema, necesitatea acțiunii vis-a-vis de relație. Am acceptat-o, da? Am conștientizat-o, am acceptat-o, dar întârzi să acționez. Trag de timp. Să mută durerea înspre încheietura mâinii. Degetele reprezintă acordurile fine. Da? O floare, o cerere, nu decât în căsătorie, o cerere merge și asta, să-ți ceri iertare, o banală explicație.
Deci, se întâmplă la membrele superioare, fiind tot roți ale căruței, revenim la povestea de sâmbătă trecută, exact cum se întâmplă la picioare. Șoldurile, subconștient, relațional, genunchiul, poarta acceptării, ok? Accept că am această problemă în relația mea, laba piciorului, glezna, acțiunea efectivă de laba piciorului îmi indică direcția relațională. Îmi indică direcția de mers în relație. Și mâna, dintr-un anumit punct de vedere, în momentul și cu pace, mâna, tot o anumită exact, direcție este. Exact, exact. Și evident, accidentele care ni se întâmplă, accidentele, cum le numeam data trecută, actele ratate și micile traumatisme membrelor superioare, de la umăr începând, o căzătură banală, te lovești cu umărul, apoi accidentele cotului, orice unghie ruptă, marea tragedie a doamnelor, semnalizează un blocaj relațional. Și atunci noi suntem obișnuiți să spunem, nu știu cine ne-a obișnuit, că Dumnezeu ne dă boli și ne pedepsește. Nu, nu pot să, nu vreau să accept. Pot să accept orice, dar nu vreau să accept. Și am venit cu teza, nu este invenția mea, este cunoscută de câteva mii de ani, că sufletul nostru, partea nemuritoare, căruia nu-i pasă de suferințele noastre fizice, dar deloc, îl interesează un singur lucru. Creșterea noastră spirituală și devenirea, să ne facem misiunea personală. Pentru acest lucru sacrifică, ne sacrifică sănătatea fără preget, ca să ne dezmiticim. Învețe, da. Și atunci să mergem mai departe. Data trecută rămăsesem la sistemul respirator, sistemul digestiv, am vorbit despre sistemul digestiv și tot ce înseamnă ceea ce provoacă suferințe în zona sistemului digestiv. Nu mai revenim, cine dorește să vadă emisiunea trecută este pe net. Am ajuns la sistemul respirator. Mi se pare că nu am vorbit despre sistemul respirator. Haideți să reamintim aici. Care ar fi cauzele unor posibile afecțiuni în zona sistemului respirator? Începem același lucru cu nasul, pentru că Lucru cu nasul. Da. Deci, data trecută am vorbit de teama de moarte, de sufocare, care duce la plăsmuirea, la crearea unor celule pulmonare mai mari. Da, exact. Acum venim cu o explicație mai benignă și anume, trăiesc într-o atmosferă sufocantă. Sunt copleșit de prea multă iubire așa, sufocantă. Din această cauză sunt foarte multe afecțiuni la copii de astm bronșic, pentru că trăiesc într-un mediu familial sufocant. O mamă își poate îmbolnăvi cu mare ușurință, sună ciudat, cu mare ușurință puiuțul, copilul, din prea multă grijă și iubire. Este suficient să se uite la televizor, face de mâncare, cel mic se joacă perfect sănătos, vede pe scroll la grădinița din Buhuș epidemie de pojar. Mama face așa, să nu pățească și al meu ceva. Și să uită fix la copil. Copilul să joacă liniștit. În 10 minute face febră 39. Este fascinat. Mai ales o mamă poate induce, fără să-și dea seama, bineînțeles, pare o nebunie, poate să inducă această boală. Bine, astmul este și o afecțiune a lipsei de comunicare. Pentru că la un moment dat această sufocare pe care foarte mulți părinți o fac din multă dragoste, nu neînțelegând-o, copilul nu se poate exprima. Că știm, până la o anumită vârstă nu poate să vorbească, pur și simplu nu se poate exprima. El încearcă, zice el ceva în limba lui. Dar mamă, lasă mamă, că știu eu, fac eu. Ți-a dat și în momentul ăla îl sufocă în primul rând nu mai spun din punct de vedere energetic, din punct de vedere îl sufocă
îngrădindu-i pur și simplu posibilitatea de exprimare. Puneam la un moment dat, poate telespectatorii noștri nu găsesc această legătură, dar problema cu nasul, de exemplu, foarte mulți copii la un moment dat începe să le curgă nasul sau pur și simplu încep să tragă nasul fără să aibă absolut nimic. Vine tot de la această problemă de sufocare, pentru că nasul este o poartă de comunicare a celor care au sau sunt lipsiți de sentimente, așa se spune din punct de vedere karmic. Este foarte interesant. De-aia la un moment dat foarte multe persoane, noi discutăm de copii, dar sunt și adolescenți și persoane ca noi, care pot la un moment dat să se sufoce. Să simt pur și simplu, fără să aibă niciun fel de afecțiune, să simt, nu mai au aer. Este tot din partea emoțională, tot un control vis-a-vis. Și acest control nu vine neapărat de la mamă în cazul copilului. Poate să vină dintr-un mediu. Poate să vină din mediul de afaceri, de la servicii, de la neputința un mediu mea. Opresiv. Exact. Un mediu. Eu nu pot să-mi mi-e frică presiune. Cu ghilimele să îi spun șefului că greșește. Și atunci mă sufoc eu. Țin eu în mine acel... Și fac și tiroidita. Da. Coborâm mai jos din lipsa de comunicare. Deci aici trebuie să fim foarte atenți, că de cele mai multe ori trebuie să comunicăm și încă o dată. Comunicarea este verbală, ceea ce facem și noi acum, trebuie să mă repet, și non-verbală. Te poți efectiv furia. Dau un exemplu foarte simplu, că spuneam că dăm și metodă. O comunicare foarte simplă, o rupere a acestei sufocări, este o foaie A4 pe care pur și simplu în momentul în care eu nu mă pot să expună, o rup. În momentul când am rupt-o, cât durează? 10 secunde. În momentul ăla eu m-am eliberat parțial vis-a-vis de ceea ce vroiam să comunic. Pentru că sunt oameni cu care nu poți comunica, adică știm foarte bine din viața asta. Și atunci revenim de la partea alergiile, de exemplu, care sunt tot venite, nu ies afară că am polen sau nu știu ce. Nu, alergiile tot din această metodă, tot din aceste lucruri vin. Domnule Cica? Sistemul emoțional refuză. Să scoți ceea ce știu. Înseamnă clar că nu suporți ceva. Este alergie la exact. Ceva. Exact. Te supraturezi cu apărarea. Uh-huh. Te supraturezi cu apărarea. Da. Da, este, tot timpul ești în gardă. Toate scuturile. Vorbeam data trecută. Paradigma luptei. Da? Sunt în luptă, sunt în competiție, trebuie să mă apăr, toată lumea mă atacă. Și posibil să nu mă atace nimeni. Foarte interesant trece. La alergia la polen. Da? La alergia la polen, motivele sunt iarăși relaționale, dar are legătură cu sexualitatea persoanei, deoarece polenul reprezintă agentul sexual al plantelor. Da. Aș vrea să vorbim foarte puțin despre inimă, dacă îmi permiteți. Sigur. Pentru că afecțiunile cardiovasculare reprezintă motivul numărul 2 de decese în lume. Inima se îmbolnăvește, evident, toată lumea știe, din cauza că nu primim suficient de multă iubire și nu dăm suficient de multă iubire. Deci acum vorbim despre afecțiunile cardiovasculare, cardiovasculare, da? Perfect. În special inima. Am fost antrenați greșit să ne rezolvăm problemele emoționale în inimă. Greșit, foarte greșit, eronat, problemele emoționale revin obsesiv, tema asiaticilor se rezolvă în abdomenul inferior. Inima știe, are doar două funcții. Pe fișa postului. Iubire și compasiune. Dacă hotărâm că iubire egal suferință și atunci ne creăm un program evident destructiv. Nu mai voi iubi niciodată pentru că nu mai vreau să sufăr. Avem două variante. Una mai proastă ca cealaltă. Fie inima se rupe, ni se frânge inima, egal, identic, infarct miocardic, fie inima ni se împietrește. Și atunci să ne autoproducem depuneri de calciu, piatră, pe valvele din interiorul inimii.
și apar cele două afecțiuni principale. Deci, practic, afecțiunile cardiovasculare, o să rog să punem și titlul acesta, deci afecțiunile cardiovasculare pot avea drept, pentru că este foarte interesant pentru telespectatori acest subiect, deci pot avea drept cauză, pur și simplu o suferință, da? Sufletească sau legată o suferință emoțională în iubire sau poate însemna, de exemplu, o afecțiune cardiovasculară poate veni și în urma lipsei iubirii sau exact ceea ce spuneai tu, Cristi, lipsa afecțiunii? Da. Lipsa iubirii este ucigătoare. Noi nu putem trăi fără iubire. Vedeți, trăim într-o lume cinică și competitivă. Uităm și demonetizăm cuvântul iubire sau, hai să spun, îl monetizăm în sensul că de multe ori îl transformăm în monedă de schimb. Nu putem să trăim fără iubire. Iubirea este energia, ingredientul principal în acest univers. Vrem să credem că așa este. Și ne dorim acest lucru. Blocajul în fața iubirii. Nu primești iubire. Nu dai iubire, mai devreme sau mai târziu este letal. Problema este că dacă ți-o faci cu mâna ta, ok. Din păcate, nu știu din sau ce... Sau măcar să iei măsuri în timp util. Să iei măsuri în timp util, să ce? Cel mai mare păcat karmic, după părerea mea, este uciderea iubirii. Nu avem dreptul. Suntem prompt pedepsiți de către cine? De către sufletul nostru. Dacă ne ucidem iubirea. Iubirea vine și trece. Slavă Domnului că specia noastră ciudată nu a învățat să controleze iubirea pentru că ne-am fi auto-extins de mult ca specie. Deci ca și cauză, numele Cica, pentru a înțelege telespectatorii, afecțiunile cardiovasculare pot avea, am spus. Deci întreruperea iubirii, da, Cristi? Lipsa afecțiunii. Și eu, nu, deși eu, sunt eu foarte mulți exemplu. Oameni care fac infarct, care sunt familiști, au tot ce trebuie. Nicio, asta, chiar asta vreau să dau exemplu. Pe cineva e foarte important pentru că e o persoană, mă rog, un cuplu frumos, de altfel. Persoana de sex masculin a oferit, din punctul lui de vedere, aproape totul persoanei la care... Persoana respectivă l-a tratat cu indiferență. El a încercat să vorbească, să comunice, exact ce discutam de iubire. Actualmente această persoană are 3 stenturi pe inimă. Bărbatul. Nu trebuie neapărat, pentru că ce se întâmplă... Nu a primit. A încercat să comunice, să existe această comunicare, pentru că și iubirea e tot din comunicare. Și emoțională, și... nu a primit. Pur și simplu... Partenera lui este o persoană rece. Rece din toate punctele de vedere. El îi oferă totul. Ea are impresia că oferă. Și aici revenim la ce a spus în începutul emisiunii. Partea emoțională. Și-au apărut afecțiunile cardiace la bărbat. La el, da. La ea au apărut alte lucruri. Adică pot apărea intervenții chirurgicale. Da, bineînțeles, poate să meargă până la, Doamne ferește, până la moarte, poate să meargă din... Dar a suferit intervenții chirurgicale. Nu. Deocamdată nu. Stand-uri, nu? Da, exact. Deci asta este tot o intervenție. Asta este prima fază. El nu își va putea rezolva problema chiar dacă vrea. Pentru că ea nu-l ajută. Persoana de lângă tine. Este foarte important. I s-a strâns inima. Exact. Sunt foarte multe persoane care, de exemplu, mamă sau tată, că nu trebuie acum să spunem că numai bărbatul poate să iubească, numai femeia poate iubească, e fals spus, care din prea multă iubire poți să ajungi la probleme pe inimă. Pentru că ei au impresia că îți oferă această afecțiune, această iubire, pe care ei nu o înțeleg de fapt. Credeți cu iubirea. Dacă iubești necondiționat, tema vieții, iubirea necondiționată, nu ți se întâmplă nimic. Problema este că marea majoritate dintre noi iubim cam așa. Te iubesc, dar două puncte și urmează un listing de condiții. Da. Și atunci, evident că nu vorbim de iubirea numită hristică, iubire necondiționată, în care te iubesc pur și simplu, indiferent ce faci. Chiar dacă tu nu îmi dai iubire, eu te iubesc și gata. Atunci nu ți se strânge inima. Atunci nu suferi, practic. Deci, nu suferi. Iubirea necondiționată nu produce suferință. Bătrânice spre dacă iubirea îți produce suferință, nu ești pe calea cea bună, cu siguranță iubești condiționat. Da. Când apare condiția, nu neapărat la inimă.
și la sistemul respirator și am vorbit. Când apare condiția, deja e o problemă. Deci deja nu poți comunica, nu poți să te desfășori. Condiție nu este, n-ai iubi. N-ai iubi nu este condiționat. Da. Că dacă e condiționat, apar diverse probleme. O să revenim după publicitate pentru a vorbi și despre suferințele pielii. Să vedem ce anume ar putea cauza afecțiuni în această zonă, după publicitate.